Salutare, dragi prieteni pescari, și bine ați revenit pe canalul de pescuit Gigant Fish Team. Astăzi, în premieră pe canalul de YouTube, voi face o partidă de pescuit la caras. O partidă de pescuit la caras care de mult timp nu mai mi-aduc aminte de când nu am mai făcut o partidă dedicată pescuitului la caras. După cum știți, în ultima perioadă, datorită viiturilor din țară și din Europa, Dunărea a crescut foarte mult, este o apă tulbure, pământ practic. Așa că eu voi căuta carasuri nu pe unul din canalele care are legătură cu direct din Dunăre, ci pe un canal care apa vine din lac. Este un pic mai filtrată, nu că ar fi foarte limpede, dar puțin mai limpede. Eu mi-am pregătit echipamentul, lansetele, absolut tot. Voi merge să caut pe unul din canalele din jurul satului Mila 23 care are legătură cu lacul, să caut carasul, îl voi localiza, îl voi căuta cu sonarul și sper eu să revin cu capturi frumoase. Și am venit pe un canal unde apare 4-5 metri. Este o aglomerație de pește, cu siguranță acești pești sunt carași. Asta e posibil chiar crab să fie aici, ia uitați. Wow! Ia uitați ce pește este aici. Voi pune barca cu botul în stuf. Și voi începe pescuitul, o să vă prezint și monturile, lansetele, tot echipamentul care pescuiesc astăzi. Da, tot mă învăr cu barca în această zonă. Nu știu, e posibil să fie chiar crapă ăsta. Sunt ceva mai mari. Îi arată și pe 2D. Îi vede destul de bine. Mă gândesc chiar să nu fie crap. Nu știu, atunci poate voi încerca și cu un boilies la crap. Voi vedea. Mă instalez și vedem ce pește este pe acest canal. Și după ce am văzut, ce ați văzut și voi pe sonar, nu mă pot abține și din 4 lansete pe care le-am luat astăzi pentru crap, cu 2 lansete voi pescui la crap. Eu cred că este foarte mult crap aici adunat pe prag și de aceea nu mă pot abține și 2 lansete le voi pune la crap, 2 lansete la caras. Dar haideți la crap, știți monturile mele, lansetele Trabuco Astore, cu mulinetele Daiva. Dar haideți să vă prezint și cu ce voi de pescui astăzi la caras. Deci la caras voi da la fel, cu lanseta Trabuco Astore, mulinetă Daiva BG Black și am pus un momitor pe care voi pune această nadă de la Feeder X. E o nadă foarte bună pe care vă recomand cu drag. Am mai pescuit pe această cale, vreau să-i mulțumesc și prietenului meu Lucian Fiat. Mi l-a lăsat în primăvară când a fost la mine și dacă tot m-am hotărât să ies la această parte de caras, am zis să le încerc. El a avut rezultate bune în primăvară când a fost. După cum ați văzut și episodul de la Marele Pescar, au prins foarte mulți crap cu această nadă. Cârligele pe care le folosesc sunt niște cârlige legate, tot de la Feeder X, cu spin. Haideți să le și arăt. Așa arată, în diferite mărimi. Diferite mărimi, sunt gata legate cu spin. Eu decât le-am scos din ambalaj și le-am atașat momitorului. Iar pe spin voi folosi acești peleci de la Feeder X Wheel Carp de 10 mm.
cam așa arată, e un pelete solubil și foarte prinzător. Lucian a prins mulți crap cu acești peleți, poate intră și mie aici crap, dar crapul cred că va veni pe boilies, crapii mari, după cum am văzut pe sonar, vor veni pe boilies direct cu plumb, fără momitor, dar două lansete le pun pentru caras, e posibil să vină și crapi, și ciortani cu aceste două lansete. Bun, mă apuc de pescuit că sunt foarte nerăbdător după ce am văzut pe sonar și sper să prind astăzi pește, sper să prind crap. Nu a venit pe crap, nu avem nicio speranță la crap, dar mă uitam după caras și am văzut acei pești mai mari care cu siguranță sunt crap. Eu tot echipamentul pe care îl folosesc în această partidă, o să vă las unul în descriere, link-uri de la partenerii noștri, de la Marele Pescar, cu absolut tot ce folosesc. Nadă, acest peleți, tot echipamentul practic. Așa că mă apuc de pescuit, că sunt tare înrăbdător. Prima lansetă am aruncat-o la crap cu boilies. O să arunc primele lansete din stânga. Cele din stânga o să fie la crap, cele din dreapta două la caras. După cum puteți vedea, nici minciogul de crap nu l-am la mine. Am un mincioc de spinning de la Rapala, dar sper să-l folosesc, să-mi fie de folos astăzi. Îl voi pregăti, că nu se știe când apare prima trăsătură. Mă uit pe sonar și în spatele bărcii apare 2,5 metri și bă, niște dungi foarte groase. Deci crapul cred că migrează pe aici, pe prag. Între timp am făcut și nada de la Feeder X. Un puternic, este prima oară când o folosesc, de când mi-a lăsat-o Lucian. După cum știți, eu nu folosesc momitor vara, dar acum am luat-o pentru caras. Un puternic miros de usturoi, din ce știu de la Lucian. Această nadă nu necesită colanți, lapte de porumb, ce mai puneam eu pentru a o lega. E o nadă care rămâne în arc și de la membrii canalului știu că este o nadă foarte bună. Așa că voi pune pe arc, pe momitor. Iar pe spin voi pune acel pelet de 10 cm. S-a legat foarte, foarte bine. Voi pune și peletele. Cam așa arată montura de caras cu peletele de la Feeder X pe spin. Ia să vedem, poate intră chiar și crap. Ia uitați prima trăsătură. Wow, este crap. Este crap. Ciortan a venit pe peletele de la Feeder X și momitor. E un ciortan. Azi, dragi prieteni, că am avut dreptate, că este crap în zonă. Să încerc să-l iau. Ia uitați. Primul ciortan a venit și a venit pe Feeder X cu momitor. Un superb ciortan. Peletele încă nu s-a topit. Este un pelete solubil.
Bineînțeles, telefonul sună când... Deci, cum v-am spus, peretele încă nu s-a topit. Este ultima lansetă care am aruncat-o, cea mai din mal. Am aruncat-o aproape de mal. Bun, semne bune. Voi arunca la fel, în mal. Ia uitați ce sărituri, sunt niște sărituri. Am și văzut că crapul cum sare prin zonă. Deci caut crapul pe Sulina, pe brațele principale și crapul aici la mine, în curtea școlii. Ia uitați, trăsătură. Wow, crap! Wow, ăsta e mai frumos. Tot pe Fiderix. Primele două lansete n-am avut nicio trăsătură pe Boilies. La fel în ciortan. Am venit la Caras și am dat de crap. Ia uitați. Ciortanul. Perfect în buda de jos. Al doilea pește. Superbă partidă. Început de partidă. Ia uitați, iar trăsătură. Iar l-am luat. Wow! Tot un ciortan nervos. Incredibil. Ce bine merg. Ce bine merge această nadă. Nada de momitor și cu peletele de la Fiderix. Nada se prezintă bine, deci nu pică de pe momitor. Peletele la fel. Iar cârligul la fel, e de o calitate foarte bună. Ia uitați trăsătură. Wow! Mă pregăteam să arunc lansetele de Boilies cu Boilies mai aproape, mai în prag, după ce am văzut trăsăturile că le-am doar de lângă barcă. Super distracție cu acești ciortani. Tot pe lanseta cu momitor. Sper că vor veni și crab mai mari. Wow, dar ce bine a intrat cârligul ăsta. Ia uitați. Ia uitați trăsătura. Ah, este.
Nu am timp nici o țigare să fumez. Deci, ciortan, în continuu. Ia uitați-o. Ia uitați, iar trăsătura abia m-a aruncat. Și l-am și luat. Ce partidă! Am venit la caras. Și ia uitați ce caras prind. Ciortan mai răsărit. Sunt ciortani în măsură. Dar la boilies nu am avut nicio trăsătură. Poate la boilies vor veni și crab mai mari. Îmi pare rău că nu am la mine și pelez de 15 mm și mai am de la Lucian și pelez de 20 de mm. Am venit pregătit de caras și vedeți și voi ce se întâmplă. Nu am timp nici o țigare să fumez. Ia uitați, prima trăsătură la boilies. Și l-am luat. E primul pește la boilies, prima trăsătură. Ah, a scăpat. În sfârșit mi-a tras și la boilies, tot aceeași talie a fost. Ciortana. 1 kg. Să sperăm că se va mări și talia. Dar în prag aici, asta. Ia uitați din nou trăsătura. Și l-a luat tot ciortan. A scăpat. M-am gândit că e caras, a tras ușor. M-am oprit aici, deoarece v-am spus de la început, am văzut crapii. Cumva, pe 100 de metri, 150 de metri mai la vale, am văzut și mulți carași. E o zonă cu apă de 5 metri și este mult caras adunat. Dar voi continua aici pe ciortani. Poate intră și ceva crab mai mare, oricum. Din ce am văzut până acum, cam asta e talia. Și dacă tot am venit pregătit de caras, nu puteam să nu iau la mine și o undiță. Văzând acum că sunt ciortani, tare mult îmi doresc să prind la undiță un ciortan. Voi pescui cu o undiță de 6 metri. Și sper să prind un ciortan. Să mă distrez pe cinste. Montura clasică cu două cârlige, o undiță de caras. În cârlige voi pune porumbul de la Cook. Ia să vă călăm pe aici. Porumbul pe care știți că îl folosesc la crab primăvara.
l-aveam în trusă și voi încerca să prind, să prind un ciortan și cu undiță. Ar fi tare frumos. Și am pus două boabe de la Cook pe cele două cărlige ale undiței și voi da aici în mal, unde apare 2 metri jumate, 3. Și sper să prind un crap la undiță. Din nou trăsătură. Ce superb, ce superb. Ia uitați și pe Boilies la prima lansetă. Ia voi lăsa lanseta asta, poate e mai mare pe Boilies. L-am luat și pe Boilies. Wow, la bine undiță. Da, mi-am curcat undița. Un ciortan. Și pe Boilies un ciortan a venit. Pe ultima lansetă la fel am ciortanul. Ia să scoatem. Ciortan la 1 kg, e primul pește pe Boilies. Ia să-l scot și pe acesta. Cărligele de la Filerix sunt foarte, foarte finuțe și nu prea scapă. Din ce am văzut, mă și chinui să-i scot cărligul din gură. Da, ce exact ce vă ziceam. Ia uitați. Distracție maximă. Dar vreau și la unde să prindul. Ia uitați trăsătură. Nici am aruncat cele două lansete. Și a și venit altul. Avem desfăcut undița. Iar am încurcat-o după cum am zis pe lanseta. Mă întreb că noi prinde unul la undiță și mă lua toate lansetele. Atunci să vezi. Tot la lanseta cu momitor a venit la fel, aceeași talie, aceeași talie, dar distracția e pe măsură. Nu sunt chiar foarte mici, să știți. Bine că s-a dus. Sunt niște crapi pe măsură, nu sunt mici. Deci chiar nu sunt deloc mici, sunt niște crapi până într-un kilogram jumate așa de. 3 lansete le am pe mal. Le voi pune din nou Boilies, pelete și le arunc. Uite, trăsătură la undiță. Târziu am văzut. Ce trăgea de vârf, sigur un ciortan era. Dar mă chinui să arunc cea de-a patra lansetă. Voi arunca cea de-a patra lansetă și voi pune încă o boabă de porumb. Și sper să-l prind.
Ia uite sărsătură. Wow! Ce hana înduită! Ce partidă superbă! E drill, superb. La fel, un ciortan până într-un kilogram jumate. Hai, scac. Mă duce niște platformă să eliberez, că nu mai ridică marca. Asta e mai frumos, un pic mai mare. Perfect, în buda de jos. Foarte eficiente aceste terlige. Ia uitați-o. Foarte frumos. Dragi prieteni, ce partidă superbă, chiar dacă grafii sunt micuți, o partidă superbă. Dar nu mă las până nu voi prinde și la undiță. Așa că voi scoate cele două lansete pe care am boilis și pe undiță voi face o montură exact ca la lansetă. Voi pune un arc micuț, am găsit prin trusă, un arc pe care voi pune nadă. Și la fel, un cârlig de la Feeder-X cu peletele de 10 mm Wheel Carp de la Feeder-X. Și visul meu de astăzi este să prind crap la vargă. Mă voi apuca, voi face montura și vă prezint imediat. Ia uitați din o trăsătură. Ăsta pare mai frumos. Sau ciortane, dar mai e nervos. Chiar mic? Da, ce trăsătură agresivă. O partidă de-a dreptul memorabilă. Cu acest ciortane. Între timp am făcut și undița, montura de la undiță. Deci cum v-am spus, aici am pus un arc. Exact montura de pe care o am și pe lansetă. Cârligul legat de la Feeder-X cu spin. Aici peletele Wild Carp. Și pluta o voi lăsa în retalul mai sus și o să o las pe post de bambină. Ia să vedem. Începe distracția. Ia
cealaltă pe unde. Ce trăsătură! Și a venit primul crap la undiță, mi-a făcut damblau. Să-mi iau undiță. Ce trăsătură agresivă! Aceeași talie! Pic mai îmbrăcat, ca la un kil jumate. Să vi-l arăt și la cameră. Super! Distracție maximă. Deci mi-am făcut amblaua și la undiță am prins crap. Voi continua, sper să mai prind unul. Super, super la undiță. Surpriză, caras. Da, de ceva timp crapul nu mai trage chiar atât de des. Vine ușor, ușor. A început să vină caras. Da, uitați ce caras frumos. Oricum, acest caras îl voi opri, poate mai prind, vreau să împărăjesc un caras proaspăt când ajung la pensiune. Oricum, cred că mai stau un pic aici la crap, după care mă duc un pic mai la vale, că acolo am văzut mulți carași și cu siguranță voi prinde caras. Să-mi oprești de o prăjeală. Ia uitați-vă putere pe lanșetă. Sper să fie caras să stă după cum a tras. Exact ce v-am spus. Crapii nu mai sunt pe zonă și au început să intre carași. Ia uitați ce caras frumos.
Perfect. Este ce, pentru care am venit. Pentru acești carași am venit aici. Dar am avut surpriza să prind crapi de dimineață. Acum văd că crapii nu mai trag și au început caraș. Da, un caras superb. Ia uita ce, ce cărăsui frumos. Trăsătură, sper să fie caras. Și este după cum trage. Și după cum vine e caras. Wow, ce caras frumos. Da, un caras superb. Ia uitați așa. Tot pe peretele de la Will Carp Feeder X. Aceeași montură, aceeași momeală, exact cum prindeam crapii, acum am început să prind caras. Au venit caras și pe zonă. Dar ce caras frumos. Ia uitați. Super. Și dacă tot au apărut carașii în zonă, voi face din nou undița cu două cărlige și voi pescui cu undița clasică, practic, cu două boabe pe un cărlig. Poate prin caraș la undiță. Skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days and I'm calling up to say I'm coming home. This time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days and I'm calling up to say I'm coming home. Stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never. Iar trage, nici nu am mai aruncat lansetele, stau aici lângă undiță. Nu există nimic mai frumos decât un pescuit de caras la undiță. Parcă e cel mai frumos pescuit. Ia. Femeie mare. Uh-huh.
Ia uite. Ce cara super. Wow, ăsta e mai mare. Ia uite-ți. Și mă chinui de vreo oră să mănânc. Tot nu mă lasă carasul ăsta în pace să mănânc. Nu mă îndur să las eu în pace. Așa că voi scoate lansetele, le-am scoase, scoci unița din apă, mănânc și după aceea continui. Fără să mă apuc să mănânc și să scot unița din nou, trăsătură, din nou caras. Mai deja caras după caras, caras după caras, o partidă extraordinară care, v-am spus și mă repet, mi-a aduce aminte de copilărie. În copilărie mai prindeam caras la undiță, pe brațul Sfântul Gheorghe la Victoria. Așa am început pescuitul de mic copil, nu mai știu ce vârstă aveam, foarte mic era. Și așa am început pescuitul, cu pescuit la undiță și prindeam caras. Am pus și o lansetă. Deci, în continuu, în continuu, în continuu. Da, ce caras frumos! Niște carea superbi. Ce frumusețe de pescuit! Dar ce frumos caras! Ia uite-ți! Super caras ce-l prinde! Spectacol!
Ia, ce frumos asta. Ce torpile de caraș? Super partidă. Da, ce vapor. Cred că toți așa am început, cu pescuitul la undiță. Dar am uitat de el. Vă recomand cu drag să încercați, mai ales în perioada asta când apa este tulbure. Nu prea avem alte oportunități la ce să pescuim, așa că pescuitul la plută, la caras, pe canalele din delta este superb. Ia uitați cine mă vizitează, domnul Gelu. Domnul Gelu m-a prins unde pescuiesc. Ce faci, domnul Gelu? Uite, prind roșioare, domnul Gelu. Prin roșioare. Să-i cruce. Își face cruce. Vezi, ai scăpat de un concurent la șalău, la alea, m-am dat pe roșioare. No, caras, Gelu. Caras la undiță. Spectacol. Am scos lansete, am scos tot. Iau carasul unul după altul la undiță. Am luat și ceva ciortani. Spectacol, Gelu. Am scos asta, lansetele, tot. Nu mai cu undiță, da. Dimineața am luat și ciortani, dar... Îți dai seama că am venit să văd dacă ar fi adevărat. Nu am auzit, nu venea să cred. Da? Ce crezi că am... Ce caută? Păi dacă nu dai un telefon să mă întrebi. Știi că e șeful la pești și știi unde sunt.
Știi că eu sunt șeful la pești și știu unde sunt peștii. Ia uite, ia uite. Aaaa! Îmi place să ne căjesc pe gelul maxim. Băi, am luat ceva ciortan dimineață, chiar unul după altul, dar mărunți, un kil, jumate maxim. Dar distracție. Și după aia a început carasul. Am scos și lansete, am scos tot și uite, dau la undiță. Lasă că filmezi eu singur gelul. Păi da. Să te uiți pe YouTube să vezi ce partidă am avut, domnul Gelu. Ia uite ce distracție, Gelu. Ia uite și biban la porumb, mă. Incredibil. Ai venit tu de a trage și bibanul la porumb, Gelu. Vezi? Biban la porumb, uite. Ia uite-ți, drăguț. Porumb. Gelu. În loc să te bucuri că nu stau cu tine la șalău, te-am lăsat singur acolo, să nu... Nu mănâncă. Eu am zis să te las, să nu te deranjez, dai singur la șalău acolo. Zic, lasă-mă că mă duc eu și dau după babuști. Să las pe Gelu singur. Păi sunt. Gelu, o partidă superbă. N-am mai avut așa partidă. La undiță, unul după altul. Îmi trece cât toți crapii și șalei la un loc. Ah, uite-o, Gelu. Gelu! De când ai venit tu prin biban la porumb? Asta n-am mai prins, biban la porumb n-am mai prins. Gelu bandit a aflat, el a mai trecut pe aici niște vecini de-ai lui și m-a văzut și imediat, uite, vezi că Marian e acolo. A venit banditul de Gelu, imediat a venit aici. Gelu. Numai că s-a păcălit Gelu, că nu-mi dau la crap. O fi auzit că sunt aici, sigur e crapa. Superb. Hai, mă, vino lângă mine aici, mă. Bună, că n-am pregătit puțin. De ce? E plin, am văzut, e plin de carapă. Dimineața era și crap. Nu am setat să mărul doresc pe pește mare. Da, păi de asta mă miram cum de-ai văzut tu caraș. Ăștia când la tine solarul numai pește mare ți arată, Gelu. Da, tu așa l-ai setat. Uite, m-am întors acolo, era un banc mare, nu mai știu de-aia m-așteptat. Caraș, și tu nu-i vezi, Gelu, că tu n-ai solar ca să vezi caraș. Tu... Aha. Te-ai convins ce fac aici? Gata, pleci. Știam eu. Te pup, Gelu, pa. Caras. Dragi prieteni, și-am ajuns și la final de partidă, dar mai întâi de toate aș vrea să-i mulțumesc lui Lucian Fiat
pentru nada pe care mi-a lăsat-o atunci când a venit la mine în primăvară cu băieții de la Marele Pescar, Lucian Fiat, fiind producătorul acestei nade, Fiderix. Azi, ce randament bun a avut, nada de momitor, împreună cu peletele de 10 mm și, bineînțeles, cu cârligele legate, niște cârlige foarte bune, cu spin, pe care am folosit acei peleți. De asemenea, aș vrea să le mulțumim și partenerilor noștri de la Marele Pescar pentru că ne susține activitatea canalului și nu doar activitatea canalului, ci și pe membrii acestuia, oferind un discount de 10% la cumpărăturile online. Totodată, aș vrea să mulțumesc și membrilor canalului care susțin acest proiect de atâta timp. Și pe această cale aș vrea să-i anunț că reducerea de 10% de la magazinul cu articole de pescuit a fost activată. Deci aveți activată reducerea direct pe cont. La orice comandă online pe care o dați, aveți de plătit mai puțin cu 10%. Mai vreau să vă spun că pentru membrii premium voi face un episod separat în care voi da exact această locație în care am prins pește și abia aștept să ne vedem toți membrii la întâlnirea membrilor care va avea loc pe 10-13 octombrie la pensiunea Gigantiș. Despre partida de astăzi nu mai am cuvinte, a fost o partidă superbă, activitate intensă, am venit hotărât să prind caras, dar după cum ați putut vedea, am început să prind crapi, nesperat, bine, i-am văzut pe sonar, dar nu speram să fie așa mulți crapi. Acești peleți împreună cu nada de momitor chiar au făcut diferența astăzi. Azi pe Boilis am avut 2-3 trăsături, iar pe peleții de la Fiderix a tras efectiv în continuu, în continuu, în continuu. Acești peleți împreună cu nada de momitor chiar nu sunt de neglijat. O să-i mai încerc și la alte partide în care știu că sunt crab mari, să vedem acolo care este rezultatul. Astăzi chiar m-au încântat această nadă de la Fiderix pe ansamblu. Dar după ce am prins crapi, am început să prind peștele pentru care am venit. Crapul ușor a dispărut după ora 10 și a început să intre carasul. Mai întâi a început să intre carasul pe lansete, la fel pe pelițe de la Fiderix, cu una Fiderix, după care a început să vină și în mal, să tragă la uniță, am scos lansetele și am făcut partida verii. Pentru mine asta este cea mai frumoasă partidă din acest sezon. Am prins la uniță și mi-am adus aminte de copilărie. Practic așa am început pescuitul. Pescuind la uniță pe brațul Sfântul Gheorghe, în satul Victoria, de mic copil, luam undițele, aveam unițe din bambus și mergeam și pescuiam caras la uniță. Astăzi a fost o încântare să prind acești carași la undiță. Cu siguranță zilele viitoare mai revin și voi pescui din nou la undiță. E un pescuit spectaculos, chiar îl uitasem. Așa că, dragi prieteni, eu vă salut până data viitoare. Vă doresc sănătate, numai bine și fire întinse.